Bună ziua, oameni buni! E weekend, e sâmbătă, am avut o săptămână extrem de aglomerată, am filmat în fiecare zi multe vloguri, multe podcasturi, azi stăm acasă, ne relaxăm, gătim. Diana mi-a spus că face o ciorbă de pește, am venit la bucătărie și după aceea o să merg și prin curte un pic să vă mai arăt ce flori au mai ieșit, ce bujor, ce se întâmplă prin curte, poate vedeți și rațele sălbatice și porumbei. Hai să vedem ce gătim aici. Uite și ciorba, cum se fierbe. Ce ai pus deja în ea? Acolo e doar carnea de pește, pe care o fierb separat, ca să nu rămână oase în ciorbă. Aha. Și legumele le pun separat de carne. Eu caut acum puțin pe la nou, nu știu. Câte cepe ai? 4, că sunt mici. Mamă, ce cuții șmecher ai. Deci ai pus până acum doar peștele, gol, nu? Da, pentru că îl fierb separat. O să adaug zeama din pește în fiertura de legume. Și voi desface carnea de pește de pe oase și o voi servi, cred că, separat. Cum fac lipovenii în delta, nu? Da, pentru ca să... Adică ciorbă clasică de pește românească... A, nu știu. La sau asta e rețeta ta proprie? Nu știu, eu nu am o rețetă proprie. Păi și totuși, de unde ai luat rețeta asta? E o combinație între ce am văzut eu în delta, ce făcea bunica mea. Nu deci pot să mă dau că... O reinterpretare a ciorbei de pește. Da, ciorbă de pește fusion. Cred că e prea mult spus. Cred că fiecare face ciorba acasă așa cum îi place lui și poți să pui anumite lucruri că îți plac mai mult, pui mai mult ceva, de exemplu. Îți plac mai mult cartofi, pui cartofi. Alții pun orez. Alții nu pun nici. Pun multe legume. De dar nu există o rețetă clasică de ciorbă de pește? Există rețeta, să spunem, lipovenească. Așa. Pe care nu cunosc foarte bine, dar din câte știu eu, se face în principal cu foarte multă ceapă, cartofi și roșii. Mai puțin alte ingrediente. Da. Și cu apă din Dunăre, se auzi că e mai bună. Și cu apă din Dunăre, da. Și am zis că e doar o legendă, un mit. Cu plevușcă fiartă împreună cu legumele, ca să dea gust ciorbei, a zemei, supei, lichidului. Și apoi se adaugă bucăți mai mari de pește, care să poată fi mâncate cu oase mai puține și peștele ăla nu se fierbe foarte mult încât să nu se desfacă, să se fărâmițeze acolo în ciorbă. Ori noi nu avem posibilitatea asta. Că nu avem prebușcă, nu? Nu avem noi, nu avem atâtea sortimente de pește, avem și noi. Dacă vrei poți să aduc apă din lac. Ceva ciorbă din... O să pun acum astea în oală aici. Și dăm drumul la foc. Eu pun și un pic de... Păstârnac sau ce era? Rădăcinoase. Ăsta e păstârnac, da. Hai că l-am nimerit. Că dau gust. Și o să pun și vegeta de la noi, făcută de noi. Vegeta făcută de noi? Da, am mai povestit eu de ea. O fac de obicei toamna, că atunci sunt proaspete legumele astea. Și ce legume astea pui? Pun vreo 8 feluri de legume. Pun în primul rând rădăcinoase de toate,
Morcov, țelină, morcov, cantitate dublă. Pun câte un kilogram din toate, în afară de morcov. Morcov, pun 2 kg. Morcov, țelină, păstârnac, pătrunjel. Deci din toate câte un kilogram. Vreau o lingură de lemn de acolo. Ia. Yeah. Amesteci tu, te rog. Da. Că nu am loc. Așa, și mai pun ardei, varză, conopidă, dovlecel. Și toate astea, în rețeta originală se amestecă cu un kilogram de sare, deci este vreo 8 kg nouă de legume. Și se amestecă totul cu un kilogram de sare. Tocate foarte mărunt, la robot le tocam eu. Și apoi se pun în borcane. Nu, se lasă până a doua zi să stea cu sare ca să lase un pic de zeamă și se pun în borcane. Eu am schimbat un pic pentru că am deshidrator. Le toc mărunt. Ce înseamnă deshidrator? Un aparat cu tăvițe în care circulă aerul cald și care usucă tot ce pui acolo. Poți să usuci orice. Îl foloseam, l-am cumpărat. Și dacă n-ai deshidrator, poți să le usuci la soare, nu? Da, poți să le usuci la soare. Mai ales vara când e foarte cald, toate astea pot fi uscate la soare. Vorba aia, se usucă ele și roșiile, care sunt foarte zemoase. Ce e acolo? Soare. Ardei. De ce congelați? N-ai proaspeț? Sau păi, preferi de ăștia că la noi din grădină? De la noi, da, sunt bio. Natural. Mai că i-am împrăștiat. Poți să faci înghețată de ardei, de exemplu. Da, dacă aș blendui-o, da. Nu mai e nevoie să amesteci acum. O să le pun niște zeamă de acolo, de pește. Ia. Yeah. Așa, și asta spuneam că, uite, deja are culoare de supă, vezi? Mm-hmm. Am mai pus și ceva verdețuri acolo. Acum amestecă. Le lăsăm așa să se înăbușe. Le punem în capac. Ardei punem mai la urmă. Sau să nici nu punem. Ba da, punem. Mai bună cu ardei. Ce pește e aici? Capete de crap sunt. De Dunăre, nu? Da. Noi nu luăm de la crescătorie. Și o coadă. Da, nu luăm în principal, da. Adică preferăm peștele de captură, nu de cultură, da. Pentru că... Cred că toată lumea îl preferă, da. Dar nu ai mereu acces. Și noi luăm ce putem. Așa, și se usucă toate astea. Eu de obicei le usuc separat, dacă fac multe, o cantitate mare. De exemplu, usuc câteva tăvițe pline numai cu morcov, sau câteva cu ardei, sau cu dovlecel. Și în felul ăsta ai avantajul, dacă le usuci, că să spunem că acum ai foarte mulți ardei în grădină. Usuci doar ardei și ții acolo la cămară uscați. Pe urmă, usuci restul, dovlecei. Să spunem că la un moment dat se fac foarte mulți dovlecei și pe urmă se îmbolnăvește tufa, nu ai dovlecei. Nu contează, tu îi ai deja. Și toamna le amesteci pe toate, tot ce vrei le amesteci acolo și apoi le râșnesc cu... mă rog, eu am un blender mare cu care râșnesc, dar se pot cu râșnița de cafea râșni. Și gata, obții un praf pe care îl folosești ca vegeta, ca să îmbogățești gustul tuturor mâncărurilor. Uite așa arată. Deci, vegeta făcut în gospodărie. Foarte mișto. Ia cu miroase. Și ai și avantajul că nu conține sare.
Când pui sare în mâncare, poți să reglezi tu Ce tare. sarea. Am pus un pumn, așa, la simț. Acum o să pregătesc cartofii. Cum îi pregătești? Îi curăți și tai bucăți. Să vedem ce cartofi avem. Mai trebuie amestecat? Nu. Am lăsat oalele pe foc și am plecat să culegem niște verdeață din grădină. Ce verdeață? O să punem pătrunjel, leuștean. În primul rând leuștean. Mamă, ce au explodat florile. Da, tu nu le-ai văzut încă. Dar trebuie să le filmez după aia. Nu le-am văzut, că dacă nu mai intra prin grădină pe aici. Acum vreo 2-3 zile am mai pus pe Instagram, dar nu erau chiar așa. Mamă, și bujoreal, ce superbi sunt. Mea. Și mog este aici. Și frumusețea asta norvegiană. Norvegiană de pădure. Îl atacă pe Mog. Bine să se alinte. De fapt, Mog e fetiță și norvegiană e băiat. Nu e invers. Uite, s-a băgat în ghivece aici și a trecut gardul. O pisică, două pisici. E feminin pisică. Uite și Mog, ce se alintă. Animalele astea, ca și copiii, cred că au un simț aparte când le filmezi. Imediat se retrag. Uite, norvegian a venit. A venit pentru că a întâlnit câinii dincolo. Și chiar dacă știe că nu-i fac nimic, totuși se ferește. Uite și pe Thomas. Tom Sass, cum îi zice Irina. Tom Sass? Tom Sass. Asta o sau cu el, un Mog? Al Irinei. Al Irinei? Da. Uite ce s-a întâmplat de la vânt. Oh. A doborât bujorii. Trebuie să îi sprijinim. Da, cred că nu-i mișca acum, că îi rupi. Trebuie, când îi mișcăm, îi ridicăm, trebuie direct să îi punem în... să le punem niște tutori. Mhm. Ești albă, că sunt picioare. Da, cei crem au... nu sunt nici atât de înalți și au tulpinile mai puternice. Superbi. Da. Sunt o frumusețe. Ăștia de la Londra sau din Olanda? De la Londra. Nu mai am din Olanda decât am văzut tufă. Ca un aer londonez, uite și pe Mog a venit la cel, a filmat. Tot se alinte și el. Mog are nume londonez. Pisica Mog din cartea de povești era de la Londra? Da, da. E o carte celebră. Adică o serie de cărți pentru copii. Scrise și ilustrate de o autoare. Judith Kerr, parcă o cheamă. Uh-huh. Da, măi, pisicile, ce vreți? Ce doriți? Sunt niște cărți clasice pentru copii. Foarte, foarte frumoase. Ajută-mă, te rog. Gata. Am călcat pe stropitoarea cu care uda Irina și era să cad. Nu e ușor când filmez. Da. Ca să vezi tu prin ce chinuri trec eu. Da, săracul de tine. Viață de vlogger, amărât. Și asta are viața amărâtă de pisică. Da. Dacă tu o filmezi, o să-și ia în cap. Deși Thomas a venit pe el, nu-l filmezi, săracul. Că și el e de treabă. Thomas vrea să fie artist. E ca un leu, Thomas. Ce frumoase sunt și cepele astea. Ornamentale, superbe, da, așa. Astea sunt de anul trecut. Zici că din cosmos. Și sunt foarte mari, vezi? Da, da. Tu ai mâinile mari. Și... uite față de mâna mea. Da, acum mâna mea e în prim plan, nu se vede.
Astea... Și uite astea ce deosebite sunt, se Wow! numesc focuri de artificii, foc de artificii. Ce fain! Și astea sunt drăguțe. Nu se arde ciorba pe foc. Nu se arde ciorba. Wow, ce bujor roz! Și aia roșii, Doamne, cum arată, incredibil de frumos! Da, sunt toate acum în plină floare. Wow. Bujorii ăștia corai sunt frumusețe. Ia uite, avem și o mică prădătoare acolo ascunsă. Acum vreo 3 zile a venit cu... Dar de fapt stai, nu ea, frumușica, a venit cu un pui de vrabie. De-abia l-am salvat. A, l-ai salvat? Da. Păi salvez păsările de câte ori reușesc din gura lor. Că ele nu le omoară pe loc. Te joacă cu ele. Da. Și bujorul ăsta are o nuanță deosebită. Pe ecran nu se vede exact culoarea din realitate. Cred că se agită păsările că e o țarcă acolo. Pisicile pe aici. Nu, nu e o țarcă, uite, le tot urmărește, uite. O coțofană. Dar coțofana aia mănâncă păsări? Da. O moară prinde pui de păsări. Deși clemati și sunt frumoși. Și ăsta este o culoare deosebită și cu niște flori imense, foarte, foarte mari flori. Mog. Mog să nu mai prins păsări, mog. Dar mog a prins sau pisica cea bună? Și mog prinde, toate prind. Sunt o echipă? Nu, sunt individuale. Și bujorii ăștia, în realitate, sunt mult mai grena decât se vede pe ecran. Sunt foarte închiși la culoare. Uite, acum Thomas vrea să le atace pe Mog. Sau să o atace pe Mog. Dar cred că o să-l și atace. Da, da, uite-l. Exact ca leu în junglă, stă, uite. 1, 2, 3. La perete stai. Dar și Mog e pe fază. Ia uite-o. Nici Mog nu-i fraier. Crezi că este o luptă? Că Mog e cât o pulpă de-a lui Thomas. Da. Nu e o luptă dreaptă. E ca și o gazelă de-aia atacată de un leu. Thomas are tendința să bată celelalte pisici. Nu știu de ce. Poate a fost abuzat când a fost mic de părinți? Păi a fost abuzat, că l-au aruncat la gunoi. Da, că din gunoi l-am luat. Pisica cea bună, haide și tu pe leagăn, hai. Hai și tu aici pe leagăn, haide. Hai pe leagăn aici cu mine, hai. Hai pisica, hai, hai. Așa. O, frumusica de tine. Nu te speria, nu te speria. E foarte sperioasă ea. Ea și alintăcioasă, nu e? Uite, au înflorit gălbenelele lângă tine acolo. O, și ce anemonă frumoasă, înflorită, chiar uite, sub leagăn. Din semințe, probabil. Doamne, dar ce roșu! Extraordinar, ce pură nuanță de roșu. Hai, Mog, și tu, vii tu pe leagăn aici? Mog e cam nu, Mog nu vine. Sociopat. Nu prea îi plac... Mog a trăit singură mai multe luni, vreo 5-6 luni, pe câmp. Prin grădini, pe câmp, s-a descurcat cum a putut. De câte ori vedea oameni, plângea și probabil că cerea ajutor. Uite pisica cea bună, cum știe. Da.
O să vă arătăm și bujorii ceilalți. Niște liliac. Aici avem un bujor numit Coral Sunset. Apus de soare, de culoarea coralului. E un bujor foarte deosebit, pe care mi l-am dorit de foarte multă vreme. Și în sfârșit am reușit să am două tufe, dar se dezvoltă foarte încet. Probabil că l-ați mai văzut în buchete, foarte multă lume, multe florării îl folosesc în buchete, pentru că are niște flori foarte compacte. Ia uitați, și sunt frumoase și sub formă de boboci și când sunt înflorite. Aici mai avem un pic din bujorul sălbatic, cu flori micuțe, dar drăguțe. Niște maci mai avem din ăștia bătuți, pe care i-am adus de la Ineu. Irișii. Aștept să înflorească, aveam niște iriși albi și negri aici și nu știu de ce n-au înflorit. I-or fi distrus câinii, poate. Dar ce explozie de culori cu bujorii da, ăștia aici. Și bujorii ăștia Coral Sunset își schimbă nuanța pe măsură ce se maturizează floarea. Și ăștia dacă i-aș așa? Filma mâine, poimâine, încep să devină oranj și pe urmă ajung chiar să fie un galben pal. Și ăștia sunt obișnuiți, doar că au mai multe capete care înfloresc pe rând. Ăștia care seamănă cu lalele? Și ăsta, nu știu cum se numește, nu mai țin minte. Foarte interesant, nu l-ai văzut așa. Da, e deosebit și ăsta. La început sunt florile mai închise la culoare și la ăsta și se deschid la nuanță pe măsură ce crește floarea și se maturizează. Uite și macii, ce frumos sunt. Da, i-am arătat macii. Și alea de acolo, rozalie, așa? Roz sau roșii, mă întrebi? Roz, așa, uite, sunt niște floricele acolo. Vegela, e o tufă de vegela. Care e cam neîngrijită. Au florit căpșunii. Din păcate. Ia uite ce că am florit. Nu au înflorit. Mâncăm, mâncăm de mult căpșuni. Da? Eu n-am mâncat niciunul. Geum roșu. Ia, stai să te filmez cum mănânci primul căpșun, prima căpșună. Mm. Sunt aromate? Da, sunt buni. Îți dea ungurești? Nu. E un soi pe care l-am luat de la Hornbach acum câțiva ani. Foarte fain. Și am încercat foarte multe soiuri și am rămas cu ăsta. E parfumat. Pentru că sunt foarte dulci. E și parfumat și dulce, da. Chiar și când este anul mai ploios și nu... Uite ăștia cât sunt aici. Plin de ei. Da, am pus niște tocătură de crengi în jur ca să nu se așeze, să nu stea pe noroi. Asta ce e aici? Lămâie, ci că e împotriva melcilor. Aha. Nu le place acru. Uite, pasăre, Sorin. Unde? Iar a prins. Unde? Te rog, prinde-o. Unde? Tu. Unde? Mog, are o pasăre în gură. Te rog. Lasă-o jos, lasă-o jos. Nu. Lasă-o jos. Lasă-o jos. Lasă-o jos. Na, ce să-i fac? Prinde-o, te rog. Păi cum să-l prind, na? Unde să-l prind? Lasă-o jos, pasărea! Lasă-o jos! Sperio, sperio! Lasă-o jos! S-a băgat pe acolo, pe sub alea. Of! N-am reușit să o prindem pe Mog. Continuăm misiunea pentru care am venit în grădină. Am venit să luăm verdeață pentru ciorbă, nu? Să luăm verdeață. Vezi că ai uitat cuțitul. Sau l-ai luat, l-ai luat. E la mine mână. Asta e leuștea, nu? Da. Taie vreo trei tulpini, așa. De leuștean? Da. De unde? De cât de jos? De unde vrei, nu contează. Așa? De bine așa. 3-4 de mărimea aia.
N-ai mai cules tu leuștea în viața ta. Niciodată, never. Mă știi cât de gospodar. Asistați la o altă premieră. Breaking news. În general, în luna mai, se taie leușteanul. Așa e bine? De jos, da. Mamă, cum miroase. Așa e? A ciorbă miroase, aia ce e, soc acolo? Soc, da. Și nu facem suc de soc? Facem, dacă vrei. Nu mai făcea mama, puneam borcane când era mic la șicula, că nu erau, nu știu ce, sucuri și nu aveam bani să ne cumpărăm suc de la Aracola sau ce era. Ei, ăla era ieftin, dar era oribil. Îmi dădea tata 5 lei de aia, o monedă de aia de alumină sau de ce era, de aia subțire, ții minte? Cred că 5 lei erau din hârtie când eram noi mici. Nu, nu, când era o hârtie, mai mare, o monedă așa mai mare de 5 când lei. Când ne-am făcut noi mai mari. Sau 3 lei, nu mai știu, și mergeam la copetărie, la șicula acolo monedă. Și îmi dădea o... Era o cupă de aia, cupă, ca o, nu știu ce era, de, nu era din material de cornet, dar nu era cornet, era doar așa cât să pui o cupă de aia de înghețată, știi? Și aveam 3 lei, o de aia era 2 lei și un suc uleu sau ceva, nu mai țin minte, uleu jumate și aia era... Aveați voi la șicula, așa? Duminica, da. Și noi mergeam la cofetărie la ei. Mamă, dar ce frumos s-au făcut roșiile astea. Dar uite aici frăguțele. Pe care le-ai primit tu de la doamna. De la urmăritoarea, de la Timișoara, parcă, nu? Nu. De la, nu, de la, știu, aici, pe Valea Prahovei, Vălenii de Munte. Doamna de la Vălenii de Munte. Doamna de la Vălenii, mamă, ce dulci sunt. Doamnă, mulțumim frumos, sunt superbe. Dar vezi că sunt și mai coapte decât culegi tu. Da, am cules foarte dulci, foarte aromate. Ca de pădure. Foarte da. Faine. Uite. Da. Foarte bune. Ia uite ce s-a întins tufa asta de salvie. Avem salvie aici să dăm la salvie la ce e bună? O, dar la ce nu-i bună? E foarte bună. Solara ai filmat? Nu. Că uite ce frumos s-au făcut roșiile. Dar mă gândesc că poate e și mai târziu să terminăm cu ciorba, nu? Okay. Că deja bine. E gata. Hai. Trebuie să le combinăm. Zeama de pește cu peștele și cu legumele fierte. Trebuie să fie gata. Aici ce ai? Ardei, binete, roșii? Da. Atât, nu vreau să pun foarte multe anul ăsta. Ieșim pe aici? O să fim plecați, da, pe aici. Ce mănâncă așa, melci sau ce? Uite melci. Ce gândaci. Uite niște da. Gândaci acolo. Cred că gândaci profită de ce au început melcii. Sunt o grămadă de căpșuni. Da, trebuie să le culegem. Trebuie culegi, că e păcat de ei. Păcat, da. Uite ce... Frumos e și ăsta, uriaș. E mai tentant să le cumperi, gata, culese, curate. Ce acum nu sunt nici scumpe. Da, veigela. Nu știu ce denumire populară are. Uite, ăsta, păducelul ăsta s-a uscat, vezi? De ce oare? Are o gaură la rădăcină aici, nu știu de ce, de la câini sau... Tot ceva animale. Știu că noi am pus cărămizi să nu mai sape câinii, dar... Poate capibara la care a făcut gaura în partea aialaltă? Capibara, da. Capibara, 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 capibara. Sunt atât de multe lucruri plușica. Aici de filmat, că nici nu știi... Pe ce să focusezi? Ce frumos e ăsta alb. Dar trebuie să mai venim un pic după ce Mâncăraș. Punem la ciorbă acolo, păi că mai sunt o grămadă de flori frumoase. Asta ziceam că... Și pe la lac. Uite, bujorul ăla galben, încă n-am florit, da. Aia cum se numește floarea aia cu multe, multe flori galbene, așa? Iris. Iris? Este iris sălbatic, de baltă, de apă. Dar iris nu era formație? Da, probabil că de la formație. Deci, îi vine numele, Doamne ferește. Ți faci frumos. Seamănă cu mops sica. La culoare și cu botul la negru. Sica de tine, ce drăgălașă ești.
scumpirica de tine. Este o fetiță necăzită. Uite și pochițosul ăla de frate, o ia acolo pe scaun, uite-l. Of, ce scumpită. Uite pe pochițosul de frate, o acolo pe scaun. Vai, dar tu ce lucios ești. E lucios, lucios, ca o focă este. Ești lucios și finuț. Ca o focă este. Și foarte bun de mângâia, drăgălașule. E pochițos tare. Of, ce lucios el. Gata, hai să mergem în casă. Aici am strecurat carnea de pește. Acolo avem zeama, care nu e foarte arătoasă momentan, dar o să combinăm cu zeama de legume. Cartofii și... fierți sau așa? Nu, urmează. Dar punem să fiarbă cu tot cu zeama de pește. Așa. Și acum punem cartofii și ardeiul, care e pe fundul castronului. Ia mâinile de acolo. Frige. E prea plină oala. Pătrunjelul când se pune la sfârșit? Oh, da. Pătrunjelul, leușteanul, verdeața. La sfârșit. Sigur, orice verdeață. Ca să rămână compact întreagă, nu? Sigur. Compact, nu, nu era formație. Ca să, doar să se infuzeze, uh-huh. E aroma mult mai puternică. Dar putem să punem niște tulpini de leuștean la fiert. Ca să fie aroma mai puternică. Așa, și acum lăsăm să fiarbă până fierb cartofii și apoi adăugăm roșiile, reglăm gustul de acru și gata, adăugăm carnea. O să scoatem carnea de pe oase între timp, dar lăsăm să se răcească, să se răcorească puțin. Apoi o scoatem de pe oase, o punem separat și nu știu dacă o amestecăm cu ciorba sau nu amestecăm. Voi ce ziceți? Nu, o servim separat. Și își pune fiecare Candelte. Câtă carne vrea. Da. Da. Mie mi s-a făcut foame până e gata ciorba de pește lui Diana și mi-au adus aminte că a făcut o ciorbă de pitoance, de hribi și eu eram încă la postul cu apă și doar m-am uitat cum o prepară și am rugat dacă mai este să primesc eu. Arată foarte bune și are, foarte bine și are bucăți de hribi întregi în ea și foarte gustoasă. Mie îmi plac și supele creme de ciuperci și genul ăsta de supă, supă sau ciorbă? Ciorbă mai mult, nu? Ciorbă. Dar n-am mai mâncat, e foarte bună. Și îmi place că are bucăți mari de ciuperci în ea și poți să muști din ele. Foarte interesantă. Supa asta la altă de ciorba de pește, în cam cât timp crezi că e gata? Cam 20 de minute. Ah, ok, să mă grăbesc ca să pot să încep și pe aia la altă. Dar nu-i nevoie să o mănânci imediat. Ce fain să simt ciupercile. Super. Ți-am pus și verdeață proaspătă ca să aibă și prospețime așa. Foarte bună. Poftă bună. Mulțumesc. S-a terminat și ciorba. Cum miroase. Foarte fain. Da, e destul de concentrată. Arată ca o ciorbă de aia lipovenească. Da, este chiar... Văd că ai pus și pătrunjel și leuștean. Am pus de toate. Mai multe verdețuri. Vrei să gust? Da. Trebuie să filmăm și peștele. Peștele este sefumat. L-am curățat de oase. Bucăți doar din cap, nu? Și o coadă mai zdravănă, așa. Foarte bine arată. Două capete, niște aripioare mari. Să gustăm și ciorba de miros. Miros e incredibil. E mai pronunțat mirosul de leuștean față de alte mirosuri. E mai puternic, știi? Da, da, întotdeauna. E fierbinte. Nu că nu mi-ar place mie fierbinte. Exact, așa-ți place. Eu de obicei mănânc toate supele și ciorbile foarte fierbinți. Opărite. Foarte bună.
Da. Nu că e pe cameră acum să mă filmez sau vreau să te laud la urmăritor, dar chiar e excepțional la gust. Dacă bună. Te-ar cunoaște lumea, ar ști că... Că nu laud aiurea. Nu poți să spui altfel de cum ți se pare. Foarte bună, excelentă. A rămas foarte puțină carne, mai puțină decât mă așteptam. De obicei făceam din cap de somn și capul de somn era mai cărnos. Da, mai punem 2-3 mici pe grătar ca să compensăm. Da. Nu, dar e destul, adică practic mănânci ciorbă, nu? Carne așa, așa de, de gust puțin, că așa nu e felul 2. Păi ca și mănânci supă de pui, o bucățică de pui acolo, nu? Sau ciorbă. Da. Păi după ce mănânc asta, hai să mai și un pic pe afară, să mai vedem ce pe acolo. Nu? Avea treabă multă, da. Porumbei sălbatici erau 6 bucăți, 3 perechi, unul de obicei pereche, și am pus niște semințe sus în căsuțe la păsărele și cad pe jos și atunci a venit să mănânce foarte frumos și porumbei cu era, toate cu erau o pești. Dacă mă apropii mai tare o să zboare. Aici mai la distanță, dar cred că se văd destul de bine. Am vrut să iau cu aparatul cu camera cu zoom, numai că era bateria gata. În primul an, acum vreo 3 sau 4 ani, a venit o singură pereche, probabil că ăștia ori sunt puii lui, ori au mai spus la rude că e bine aici. Au lac de unde beau apă, au semințe tot timpul puse. Sper să se îngrașe prea tare și să nu mai poată să zboare la toamnă. Avem și o pasăre mai neagră, cu picioare sau ce-o fi. Mă par foarte speriați de ea. Îmi dau seama ce e la distanță foarte mare. Am terminat de mâncat, am zis să ieșim un pic la o plimbare prin curte. Am găsit niște lupte de câini aici. Toată ziua se luptă, toată ziua, bună ziua. Lușica se joacă foarte frumos cu ei și are grijă de ei. Uite ce lucios e ăsta în negru. Da, lucește ca o focă. Atât e de frumos. Foarte frumos e. La început îmi plăcea mai mult de fetiță, de boticoasa asta, bej cu boticul negru, dar... Hei! Un chiubălan n-are chef de un joacă. Un chiubălan n-are chef, de obicei se joacă cu pui de... Acum îmi place de câine. De el parcă mai mult, că e deosebit atât de lucios și de cu blănița aia mătăsoasă și... Deci că mângâie o catifea de aia de mătase când pui mâna pe el. Ce floricele sunt astea? Chiar nu știu cum se numesc. Am luat semințele, mi le-a dat o vecină, că tot mi-am dorit de ani de zile. Ar trebui să mă uit pe internet să văd cum se numesc, că nu știu. Dar sunt plante bianuale, se seamănă toamna. Uite rățile. E doar rățoiul? Da, se aude, el face așa. Da, el face, cheamă, caută rața, vezi? Vai, săracu, sper că o găsește. Păi nu a luat-o nimeni. Cum avem curtea plină de prădători, tare mă tem pentru ele. Care mai de care sunt mai prădători? Tot felul de câini, de pisici. Sunt animale, n-ai cățelele alea ale noastre, care sunt închise, sunt foarte, foarte rele. La ce-i cucu? Ia să vedem, bufnița-i la locul ei? Măi, să știi că ieri n-am văzut-o și pe urmă i-am știu unde... Dimineață. Uite-o, uite-o. E mai sus. Stătea exact deasupra cuibului de coțofene. Da, acum unde-i? Uite-o acolo. În se confundă... Hai mai încoace mai spre mine. Se confundă cu creangă, gata, vezi? Am văzut-o. Dacă faci un zoom, o vezi și tu mai bine, cred. Cred că mai din lateral aici. De aici se vede mai... E foarte bine camuflată. Exact culoarea pumului este, vezi? Aha.
Dar cum de-o fi singură? Nu are... rude. Nu are pui, nu are... nu știu, e masculie, femelă. Dar știi că este și o vorbă la noi, la români, că stai singur ca un cucurez. Păi ai cucurez. Exact. Dar cred că e cuibul ei, că am văzut-o de multe ori în cuib. Cuibul ăla, nu? Da. Ăla-i de... Păi am văzut-o și în cuib și pe cuib. Poate și l-o fi împropriat, l-o fi furat l-o de fi la cuțofene. Poate o fi puiul ăla, de i-am dat noi drumul în pădure, da, să știi. Cum ai zis tu, și a venit să se răzbune. Am trecut, era un pui mic și îl băteau cuțofenele, l-am salvat în ultimul moment. I-am dat ceva carne de pui, l-am băgat într-o cușcă și seara l-am dus cu Diana aici, lângă pădurea de lângă noi. Și a zburat săracul și a revenit. Dar tot în copacul era. S-ar putea să fie puiul ăla, uite bă, s-a aruncat în apă, e ca o focă. Cine? Negruțul ăla, uite-l, la apă acolo și se văd numai codițele la ei. Ah, da. Uite, se văd numai cozile de ei. Azi dimineața am văzut rața cum a aterizat pe apă. Uite-le, uite-le, pe mal. Nu le văd. E acolo, lângă băiatul care pescuiește. Ah, au intrat în apă. Da, numai rățoiul vezi. Numai rățoiul, vezi, da. Și rața? Nu. Mai, cred că clocește pe undeva. Clocește, tare, da. Tare sunt îngrijorată. Dacă nu mănâncă pui somnii, mai mănâncă câinii. Of, of, of. Nu știu cum să facem să le protejăm. Păi sunt sărbăticiu, nu prea e cum. Da. Se aude frumos cum bate vântul prin frunze. Mm-hmm. Astea ce sunt? Un soi de menta pisicii. Menta pisici. Ce nume. Ce frumos e rățoiul. Da, chiar nu știu unde o fi rața. E ascunsă pe undeva. Sau clocește, cum ziceam. Mergem la solar să vedem, da, roșiile. Da, hai să dăm o tură așa. Tu pe nu l-ai văzut de mult. Că e tare plăcut afară, cum adie vântul ăsta un pic acum. E foarte plăcut. Nici anul ăsta n-am avut fructe de cireșe de tufă. De la cireș un aching de tufă. Dar îi merge rău sau de ce? Nu-i merge rău, dar... Ce acum s-a dezvoltat... nu știu, e posibil să fie și din cauza că... E de asta. A înghețat. Ce e bine, îi merge foarte bine la iedera, să vede ce, da, s-a dezvoltat și ce frunze mari are. A lucrat ieri aici la firele electrice și uite-te cum s-a dărâmat via, uite, săraca. Păi de ce s-a dărâmat așa? Să vedem cum o legăm înapoi. Mhm. Și uite, are struguraș săraca de ea, uite. Da, trebuie legată. Uite, și uh-huh, sunt niște struguri foarte buni. Știu, știu că mi-a dat anul trecut să mănânc. Dai. Mai filmez puțin rățoi, că e mai aproape. Dar vezi că nu fuge de noi. Păi s-a obișnuit. Mm-hmm. A văzut că nu-l agresăm, la început fugeau și după aia s-a obișnuit și nu mai fuge. Tare frumos e. Da. Cred că pe undeva pe acolo au cuib, prin zona aia. Sau la lacul mic. Nu cred la lacul mic. S-ar putea să fie cuibul prin, pe uscat pe acolo, prin tufe? Da, pe aici mă gândesc, prin tufele astea.
Chiar nu am idee. Nu prea stau prin zona asta pe aici. Hai să vezi și irișii ăștia ce frumoși sunt. Acolo. Unde sunt? Ăștia. Ah, da, ce frumoși cu galben. Nu doar că au galben, dar au o nuanță deosebită. Deci că niște păsări așa. Violet mai roșcat și cu... Se mișcă aripile. Da, sunt foarte deosebiți ca nuanță. Uite, zbură arăță. S-a speriat de câini. Au venit câinii mai aproape. Noi nu putem să ne apropiem să vedem rațele, să zicem că venim tiptil, încet, să nu ne vadă. Pentru că... Mergem pe sus sau pe jos? Pe unde vrei tu. Hai pe sus. Pentru că ne urmează câinii și ei nu știu să fie discreți. Chiar dacă nu le-ar ataca. Nu. E voie. Vin aici. Hai. Nu umbla în tufe. Hai. Hai, micuțule, hai. Chiar dacă nu le-ar ataca, le sperie. Eu când merg prin grădină să mă plimb, trebuie să merg cu foarfecă la mine. Că mereu vezi tot felul de situații în care trebuie să intervii cu foarfecă. Ce tufă mare acolo. Pomișorul ăla. Tamarixul ăsta? Tamarixul, da. A, uite aici ce a crescut salvia asta. N-am văzut salvie mai... cu o creștere mai puternică decât asta. Extraordinar de mult crește. Sunt frumoși și irii și galbeni. Da, foarte frumoși. S-a făcut o tufă mare acolo, un grup mare. Și ăsta e trandafirașul ăla de splăceație roz. Se înflorește până toamna târziu. Măi, toți ați venit. Plus și ca. Ce verde totul. E cam cea mai verde perioadă anului. Da, așa e. Când nu dau căldurile alea nebune de iulie. Multă lume zice că a fost anul ăsta mai răcoros decât de obicei, că nu s-au făcut fructele la fel de repede sau alte legume, dar eu zic că de fapt așa e normal cum e acum. Anii trecuți au fost mai călduroși, au fost niște ani cu caniculă foarte timpurie și cum nu eram noi obișnuiți când eram mici, acum câteva zeci de ani. Ce frumos e și astea. Astea sunt alea mari, care cresc mari, mari, nu? Ce anume? Astea albe. Nu. Asta este clematis. Da, de abia tu ceva flori așa mari, uriașe. De abia răsar. Hibiscus. Aha, hibiscus. Dacă vrei să-i filmezi, să vedem. O, dar-s plin de buruieni, nu se văd. Trebuie să intervin eu acolo ca să nu se rupă lăstari. Fă o intervenție. Că au niște lăstari foarte fragezi. Uite aici se văd, vezi? Unde-s bețele alea uscate, alea-s tulpinile de anul trecut și printre ele sunt niște lăstari foarte fragezi, da, așa ca niște sparangheli. Așa se taie? Da. Și abia acum, uite, spre sfârșitul lui mai, aproape răsar. Dar vor crește foarte, foarte repede. O, ce concert avem. Și fac florile alea spectaculoase, cât farfuriile. Te invit la concert de weekend. Din muzică de wack.
Uite cântăreții au sărit toți în apă. Mamă, ce de cântăreți! O grămadă! Sauac, cea mai mare cântăreață în lac. Dar uite câte stau pe fund, le vezi? Uh-huh. Se văd prin apă cum stau. Stau așa, agățate de pietre și de mușchi, de alge. Crezi că noi nu le vedem. Uite câte sunt acolo. Ia să te filmezi pe alea, că-s fain. O familie. Una e mai verde, vezi, una e mai închisă la culoare. Nu știu dacă e altă specie sau o fi. Ori fiind diferite femelă, mascul, nu mă pricep la broaște. Auzi pe ce știe, mă? Hai că s-au dus nebunii pe acolo. Căței a doi și cu mătușa lor, Prușica. Și vor să prinde broască, uite. Numai broaște nu m-au vânat până acum. Ia. Ia, nu știu ce urmăresc. Astăzi mă duc la grădina lui Dan să iau ardei iuți. Azi și arapita și să vedem ce mai îmi dă. Cam toată încrederea că îmi dă chestii bune. De exemplu, roșiile de la el, o să ți le arăt în solar, sunt extraordinar de frumoase. Numai că sunt frumoase, dar că frumoase găsești și la piață, numai gustul, știi? Gustul ăla natural românesc. A, gustul nu l-am încercat încă, dar nu știu că am luat anul trecut și a fost un gust foarte bun. Da. De ce pește camuflat aici? Mhm. Ce mare e ăla. Eu cresc cu mare. Sunt mari, mari. Hai să mergem de aici, că prea stau câinii pe aici și în caz că au rațele cuib cumva, s-ar putea să... Hai. Îi ajutăm să le găsească stând prea mult pe aici. Asta ce e aici, lângă magazia de unelte? Floarea asta? Căldărușă. Căldărușă? E răsărită singură, da. Avem foarte multe culori. Aha. Albe, roz, violet, grenat, ciclam. Uite, acolo e una, un roz violet. Acolo e mov închis. Avem tot felul de nuanțe. Wow, și aici ce floricele frumoase. Da. Doar că avem gardul ăsta urât aici până se termină casa lui Alex. Până terminăm casa lui Alex, am pus un gard provizoriu ca să nu atace câinii muncitorii care mai dorm aici în locuința de serviciu. Viburnum, bulgăraș. Când terminăm cu muncitorii, dăm gardul ăsta jos și gata, nu e problemă. Copii, stați acolo voi. Ei oricum i-a învățat mătușa lor Tița să se bage pe sub gaura aia. Clematis. Clematisii ăștia sunt foarte bătrâni. Da? Da, cred că au... Și asta ce e? Guraleului. Catifeluța asta, așa. Astea sunt răsărite, auto-însămânțate. Astea le-au luat de curând acum ghivecele astea? Astea sunt unele ale Getei, unele ale lui Gigel. Mm-hmm. Le-a primit unele Gigel de ziua lui și unele Geta. Și le-a închiriat de la ei? Nu, dar Geta are șantier acasă. Ce muncește? Și... își modifică, își face niște modificări. Mm-hmm.
ce frumoase sunt. Da. Și mușcatele roz. Da, mușcatele noastre de acolo, de lângă terasa din spate, le-ai văzut? Nu. Tot guraleului răsărite spontan, vezi? Mhm. Uh-huh. Bine, auto-însămânțate din... Dar sunt aici de tot așa, de zeci de ani. Nu le-am mai... N-am mai semănat eu altele sau să fi plantat singure sau descurcat. Tot căldărușe. Vezi, asta e altfel. Asta a fost foarte diferită, deosebită, dar ele se corcesc, se amestecă unele cu altele. Nu știi ce iese la anul. Uite câinele lui Alex. Stă și el aici la poartă. Câinii, adică, nu? Are mai mulți? Păi, nu erau vreo trei. Asta e sprâncenata? Măi, sprâncenata, măi, ce faci, măi, sprâncenata? Ce faci, măi, sprâncenata? Casa lui Alex e aproape gata, mai. Acum se face gardul. Ce faci, fetița? Ce faci, fetița, fetița? Ce faci, fetița? E foarte prietenoasă, fetița asta. Ce faci, măi, fetița? Ce, mă bucur că am reușit să-i sterilizăm, Doamne. Da, foarte bine. Mă gândeam ce mai facem cu alți căței. Frumos, astea. Iriș, da, Iriș din de bulb. De ce plângi, mă? Nu mai, fetiță, nu plânge. Vrei să intri înăuntru? Hai, haide. Hai, fetiță. Lasă, păi e mai greu de, de scos. Muncitorii lui Alex pun parchetul și au pus muzică acolo, că se aude de aici. Eu îi aud mai mult vorbind. Sper să și muncească în timp ce vorbesc. De fapt, îi plătim pe lucrare, nu cu ziua. Sigur muncesc, că altfel nu i-ar angaja cine i-a angajat. Păi, deși ce da ce șantier aici? Ce face? Modificări. Își mărește bucătăria și își mai face o baie și îmbunătățiri. Funciare. Uite betoniera lui Marcel, că tot și-o căuta. Marcel, să știi că ți-am găsit betoniera, dacă vrei. Nu știu cum a ajuns la mine în curte, că n-am ciordit-o eu, dar bine că am găsit-o. Să sun mâine la fan curier să-i o trimitem. Da, da. Sau, și dacă nu e aia, ne-o trimite înapoi, nu? Mai bine să-mi fac un selfie cu betoniera să-l trimit ca să se oftice. Nu, cel mai bine îți faci o poză și betoniera să fie undeva în fundal, așa. Și scriu s-a găsit betoniera. Nu, și să-și dea el seama că e betoniera. Că e betoniera lui. Da, da. Și de fapt tu i-o luasești. Și te-ai dat de gol că se vedea în fundalul, da, pozei. S-a găsit. Hai, Mici, hai. Coțul betonierei. Sunt foarte frumoase guraleul lui acum. Măi, voi de ce ați venit aici, măi? Ia, hai toată lumea. Cu flori în gură. Cu flori în gură, cu tot felul cabluri. Au rost cable de la camere, de la curent, de la tot felul. Așa sunt căței, până cresc mai mărișori un pic și pe urmă... O mulțime de flori se peste fac tot. Luna mai e cea mai prolifică din punctul ăsta de vedere. Adică ca și număr de flori, ca și... Păi nu-i spune florar. Popular. Luna mai este florar. Iunie cireșar. Ce frumos e și astea rozalie așa. Da, garofițe. Garofițe. Astea sunt bătute. Clematis și clematis ăștia sunt foarte vechi. Astea sunt o cepe? Da, cepe decorative. Numai că sunt albe. Avem și albe. Cireșul nostru de mai. Destul de bune cireșele. Bune, bune, da. Surprinzător de bune. Hei, 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 hei. Nu e voie. Nu e voie. Hai mai bine să mergem. Hai, hai. Suntem cu câine ăștia de agităm. Și se întărâtă.
Ar trebui să fac niște... Ce sunt prune? Prune, da. Sunt prune, hey, foarte hey, bune astea. Denisa! Hai Denisa. Că degeaba strigăm, că latră la câinii ăștia. Sunt... Mă gândeam să fac niște sărmăluțe în foi de tei. Am început să fac de mult de tot când mergeam noi. Ce drăguț în bujorie este. Da, ăsta e sălbatic. Sălbatică? Nu l-ai plantat tu? Nu, din semințe a ieșit. Ce tare. Hai să mergem la solar. Hei, 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 Micu! Micu, vin aici, haide! Ăștia nu-i știu pe mici și pe căței mici și cred că sunt câini străini. Intruși. Și de-aia îi latră. Să nu lași micii să intre aici, că fac, barcă bași păi, trimărul. Oprește-i. Ce căldură e aici. Da, cred că sunt 40 de grade. Uite, ce frumoase sunt gogonelele, vezi? Wow, te-au făcut mari deja. Nu știu dacă le prinzi de acolo să le vezi. Foarte bine le prind. Foarte mari sunt. Cred că sunt și mai mari acolo. Uite, aici. Uite. A, uite, asta e mare cât o roșie. Da, dar se fac mult mai mari. Într-adevăr, ne-a dat domnul Dan niște soiuri. Are rosaduri foarte bune. Minunate. Castraveților nu le-a mers prea bine. Am mai pus... Ce miroase socul. Unii foarte noi. Tare miroase. Mm-hmm. Dar ce mare s-a făcut. Asta nu-i plantat, tot e sălbatic, da, nu? Da, tot sălbatic este. Dar e foarte frumos. Chiar miroase foarte fain. Ce miros. Și cum bate vântul. Adie mirosul. Da. S-au înmulțit foarte, foarte mult ufele de zmeură acolo. Aha. Va trebui să le mai rărim, că nici nu vom putea intra bine în zmeură să culegem. Și cu Doamne ajută mergem înainte, sperăm să se facă. Trebuie să mai culegem din căpșune ăștia, cum am zis, știi? Da. E păcat de ei. Dar trebuie să venim cu castronel, că așa n-avem unde să-i punem. În gură. În gură, da. Mamă, dar ce dulce. Seamănă cu frăgutele la gust, atât de dulci, de aromați. Da, da, e un soi foarte bun. L-am nimerit așa, întâmplător, că am mai luat eu de la Horba căpșuni și n-au fost buni. Ceva pământ mi-a rămas pe dinți, dar merită. Ca păsările, știi? Înghit pietricele ca să rămână în pipotă, să fie pe post de blender pentru mâncare. Deja sunt mai deschiși decât mai dimineață când am filmat eu bujorii ăștia Coral Sunset, vezi? Uh-huh. Să ai grijă, te rog, am un dovlecel acolo să nu-l calci, da. La, în fața piciorului tău drept. Aici doar trifoi poți să mergi, nu? Poți, liniștit. Acolo tu ești la risc, nu plantele. Trifoi își revine. Eu de ce sunt la risc? E plin de flori și asta înseamnă și multe albine. Ah, păi albinele am înțeles că și tu ești sunt bune cu veninul, că nu știu ce efecte curative are, nu? Da, e adevărat, dar... Alți înghit albine. Nu să... e un tratament foarte plăcut. Dar nu știam că ți-ai dori. Tița, de exemplu, mănâncă albine. Ca să se vindece. Săraca. Le mai prinde câteodată. Mai simte să înflă gură. Da, săraca. Ia uite, criminala. Criminala de mog. Infractoarea. Nu mai vorbesc cu ea. Aoleu.
Hai să-i acordăm prezumția de nevinovăție, poate a dat drumul la pasăre. Ce nevinovăție? Că e ambițioasă. Ea poate s-o fi hrănit cu păsări cât păi a supraviețuit. Uite-o, nu pare vinovată cum arată și cum face. Da, pare pufoasă, mică. Mog. Neputincioasă. Ce ai făcut cu pasările? Da, drumul sau ai mâncat-o? Și este un serial killer, un criminal în serie este. Uite când ai zis așa a fugit. S-a simt. Uite ce floare neagră, nu ai văzut. Neagră complet. Da, au apărut acum, sunt mai peste tot, petunii negre. Nu am mai văzut. Și astea mici? Verbina. Sau verbena. În... cum vrei să-i spui. Asta e o begonie pe care am luat-o, am cumpărat-o ca să decorăm masa la ziua Irinei. Uh-huh. Când am avut petrecerea de copii. Uite irisul ăsta ce culoare frumoasă are. Wow. Ruginiu așa. Nu ai văzut așa culoare. Maroniu, ruginiu. Dar va trebui să-l mut de aici, că e, s-a făcut prea umbră. A crescut... au crescut tufele din jur și este prea la umbră. Ăștia îmi plac cei mai mult, bujori ăștia. Da. Foarte frumoși sunt. Și cu miros. Sunt absolut spectaculoși. Uite cât de mare e față de mâna mea. Uh-huh. Și miros e extraordinar. O să înflorească asta negru aici în curând. Asta, nu-i negru-negru, ca la leaua neagră, așa, un grena foarte închis. Asta e tot verbenă sau verbină. Aici, uite, au înflorit cepșoara de tăiat, sau în franceză îi spune cibulet, în engleză chives. Prima dată așa am aflat că se numește. Am mai auzit în română ceapă de tăiat sau cepșoară. Unii spun chiar arpagic, dar... Uite, s-au săturat de păsări și vor să intre în casă. Uite, mai vrea moc să prindă una, uite, s-a dus acum. Mușcatele din care am făcut tinctură... Vezi ce frumos au înflorit mușcatele astea și nu sunt cumpărate, de, adică mă rog, sunt, dar anul trecut. De la noi au înflorit așa a, frumos, da. Ce fain. Pentru că am avut spațiu potrivit să le ținem pentru peste iarnă. Nu știu dacă iese nuanța asta de roșu, e o nuanță cu totul deosebită. Uite, înflorește rododendronul mov. Uhum. Foarte frumos. Și acolo avem niște panseluțe. Și la galben ce este? Sunt lalele, resturi de lalele. Din alea papagal. Uhum. Am avut acolo unele dintre cele mai mari lalele pe care le-am văzut eu vreodată. Cred că aveau 15 cm înălțime florile. Nu cred că am văzut așa mari. Cât o fi ceasul? Să nu întârzi la domnul Dan să... Da, eu mă pregătesc să merg să iau ardei iuți, păi hai, să că are și el treabă. Și am promis că ajung înainte de o anumită oră. Și să am și ceva timp să mă ocup de ei, să-i plantez, să-i... Plușica. Îngrijesc. Unde sunt copiii de care aveai grijă? Plușica e educatoarea lor. Uite-și pătița cum stă și face plaje. Este babysitter, Plușica. Are poziție de plajă. Sau guvernantă. Guvernantă este. Guvernantă, că și învață, nu? Da. Nu doar stă cu ei. Să-i supravegheze. Uite cum s-a urcat clematisul ăla alb acolo pe gard, vezi? Ce drăguț! Asta era și intenția mea, să se îmbrăcăm gardul, da. Păi încet, încet, probabil că o să se îmbrace cu timpul. Da,
De cum a dat de aici, de la... Cum ești la pomul ăsta? Că tot uit. Paulovnia. Paulovnia, sau așa. Paulonia, depinde cum vrei să-i spui. Cel care ne ferește de țânțari. Nu prea avem țânțari aici. Nu prea avem. În ciuda... În ciuda faptului că suntem, avem lac foarte aproape. Că suntem pe malul lacului. Uite, asta e tot vege la grena, vezi? Ca și cea roz pe care, de care m-ai întrebat în grădină mai devreme. Ia să mai au păsările semințe. Nu cred că mai au. Nu mai au. O să le mai pun. Foarte plăcut. Foarte plăcut. Sunt vreo 25-26 de grade. Încheiem aici vlogul de azi. Ați fost părtași la ciorba noastră de pește și la plimbarea prin grădină. Activitățile noastre de dimineață. Activitățile de dimineață. Și ne continuăm de prânz. Relaxul de weekend cu căței pe afară, cu unii relax, alții munca, alții combinate. Da. Doamne ajută, o zi bună, să ne vedem cu bine. La revedere! Cu bine.